Vizita unei echipe Media TV la laboratorul foto din centrul orașului Megidia a luat o turnură neașteptată. Pe când jurnaliștii așteptau să developeze fotografiile solicitate, o bătrânică a venit cu o comandă specială. Înveșmântată în negru din cap până în picioare, bătrânica a rugat să îi se mai developeze odată fotografiile speciale, cu dânsa ținând în mână cartoful cu crucea impregnată în el. Această fotografie nebăinuită este vorba despre un cartof care s-a găsit în timp ce pregătea masa la capela domnului Dragoș Șerb. Acea persoană a tăiat cartoful în două și de acolo a apărut Sfânta Cruce, atât de bine conturată, care pe mine m-a uimit. Făcând pelerinaje la Mircea Vodă, la mănăstire, cu acest șofer șerb Dragoș, mi-a destănuit povestea cartofului și mi l-a arătat-o pe telefonul mobil. Bineînțeles că entuziasmată cum am fost, l-am rugat din tot sufletul să-mi dea cartoful acela, că vreau și eu să-l văd. Și imediat mi-a încolțit ideea. Trebuie să-l vadă o lume întreagă, nu numai eu. Și bucuroasă, vin vineri, sâmbătă am ajuns la acea persoană, mi-a dat cartoful și bineînțeles că am arătat-o și la preoți prin cimitir, la care nu mi-a dat niciun răspuns, a zis, tainele Dumnezeu sunt mari și se văd. Eu, fericită și bucuroasă, gândul meu mi-a fost și să vin la fotograf. Și am venit aici la fotograf, la doamna Liliana, care entuziasmată mi-a fotografiat cartoful și eu, de atâta entuziasm, am luat cartoful în cele două mâini și bineînțeles că m-am fotografiat și cu cartoful în mâini, pentru că eu sunt din județul Alba și am atâția frați și la fiecare le-am trimis și la Ardeleni să vadă minunea. Și atât de entuziasmat am fost încât l-am popularizat și vreau să știe toată lumea că tainele Dumnezeu sunt mari. Semnul crucii este un gest ritual simbolic care marchează cele patru direcții ale crucii de pe Golgota. El arată și iubirea omului pentru Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, mintea și cu toată puterea sa. Hristos, Dumnezeu, ne comunică totdeauna prin sufletele noastre și întotdeauna este prezent, este omniprezent, adică prezența permanentă și veșnică. Mi se pare lucrul acesta nu trebuie luat ca un semn, ca un... Putem să înțelegem că relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie în primul rând în sufletele noastre, iar cele vizibile este cu voia lui Dumnezeu și nu așa într-un cartof se face prezent Hristos în inimile noastre. Doamna poate că are totuși o evlavie exagerată așa și s-a uimit. E foarte bine uimirea aceasta. Și nu să înțeleagă dânsa să cadă într-o deznădejde, pentru că această uimire, iubiți credincioși, trebuie să fie în noi toți. Dar să nu ne luăm numai după semnele acestea vizibile, fizice, ci semnele trebuie să fie în sufletele noastre și să rămână această uimire a Doamnei și în noi înșine, în cunoașterea lui Hristos. Cazuri asemănătoare de apariție a semnului crucii în cartofi au fost semnalate în mai multe orașe din România, iar oamenii care au făcut descoperirea spun că este un semn bun pentru familiile lor de la divinitate.